După un an în care producția de păioasă a fost extrem de slabă, acum și culturile de porumb și floarea soarelui sunt afectate de vremea capricioasă. Cea mai gravă situație se înregistrează în județele din Moldova. A venit arșița, am avut aproape 14 zile cu temperaturi de 40 de grade și, după cum observați, efectiv s-au ars frunzele. În polenizare am avut temperaturi foarte mari și nici nu a legat așa cum ar fi trebuit. Într-adevăr, cum spuneam, avem plante, dar din păcate producția nu va fi la porumb, cel puțin în zona Mehedințului, în sudul județului Mehedinți. Nu avem o producție așa cum ar fi ne așteptam, de fapt. Ploile au compromis recoltele de păioase, în special grâul, ceea ce a dus la pierderi economice pentru agricultori. Aceștia își puseseră speranțele în culturile de porumb și floarea soarelui, dar vremea l-a stricat planurile. A legat ceva, dar așteptam la precipitațiile care le-am avut, trebuia să fie la investiție și investiția care am făcut-o trebuia să arate mult mai bine. Dar, cum spuneam, din cauza temperaturilor ridicate, dimensiunea știuletului este mult mai mică, producțiile vor fi mult mai mici. În județul Mehedinți, fermierii se tem de ce este mai rău. Lipsa ploilor din ultimele săptămâni, temperaturile ridicate și vântul constant usucă plantele și în același timp afectează dezvoltarea normală a recoltei. Și la porumb aveam așteptări pentru că și cheltuielile au fost foarte mari și anul acesta la înființarea culturilor și întreținerea lor. Mai departe, am avut temperaturi foarte ridicate, am avut temperaturi de peste 40 de grade, în jur de 14 zile, exact în perioada de polenizare și, bineînțeles, dacă aceste temperaturi au afectat foarte mult cultura de porumb și nu ne așteptăm să avem producție așa cum ne-am fi așteptat, cel puțin și anul acesta să ne scoatem cheltuielile. Floarea soarelui a fost mai rezistentă, arată bine, dar, vedeți, sunt aceste schimbări climatice, vijelii, care ar putea să afecteze și supraviețele de floarea soarelui. Așa cum arată plantele, arată bine, dar o vijelie mai puternică ar putea să distrugă cultura de floarea soarelui. Bineînțeles că culturile sunt asigurate, dar ne dorim să facem și producție. Lipsa, pe aici, vă spune cuvântul asupra producției, în primul rând, pentru că nu va fi o producție bună, nu va fi un bob plin ca să aibă automat și greutate, deci va fi mai puțin bine. Asta înseamnă că și calitatea și cantitatea vor fi afectate. Cu siguranță ambele vor avea de suferit, pentru că lipsa, pe întotdeauna nu duce niciodată la lucruri pozitive. Dar, din păcate, în acest moment nu prea avem ce face, nu avem alte posibilități. Dacă anul trecut producția de porumb era de 10 tone pe hectar, anul acesta fermierii se așteaptă să obțină jumătate din cantitate.